Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. O să vă arăt untul pământului. Asta e o rădăcină record. Recordul recordului. Este foarte mare. După cum v-am arătat și în primul videoclip unde sunt lianele și fructele. Aici vă arăt cum arată în pământ. La nivelul ăsta avem vreo oră și jumate deja de săpat. Și cred că o să mai avem încă mult, 3 persoane. Da, să sperăm că până la urmă o să reușim să o scoatem. Ce să vă zic, untul pământului este foarte bun pentru dureri de reumă, reumatism, pentru persoanele care au ciocuri, dacă știți ce salea, la mână, la picior, pe spate, pe coloană, se fac în anumite zone. Dureri musculare, articulații, poate fi folosit în tot ce înseamnă exterior pentru corp, dar nu și în interior pentru că este toxic. Se poate face tinctură, alcool cu rădăcină dată pe răzătoare, lăsată la macerat vreo 3-4 zile, chiar o săptămână, dacă nu vreți să aveți să vă ardă așa niște furnicături ca și cum ați avea foc. Și puteți să faceți chiar și creme, unguent, să puneți pe bază de ulei, pentru că atunci alunecă și se pot face masaje și crema ajută foarte mult. Eu fac o cremă combinată cu mai multe plante medicinale. O fac personal pentru mine. Am făcut-o și pentru alte persoane. Și este foarte bun, deci chiar foarte, foarte bun. Pentru cine îl cunoaște, știe despre ce vorbesc. Și acum vă invit să vedeți cum o să terminăm de scos rădăcina, dacă o scoatem întreagă. Deci dacă reușesc să o scot întreagă, îi fac vreo câteva poze. Și asta e și pentru persoanele care vorbesc despre untul pământului, când ar cumpăra ca și cum te duce la piață să cumperi un kilogram de cartofi cu 3 lei și spui să ți dea cu 2,50 lei. Să vă fac cunoștință, cam groapa cât de adâncă trebuie săpată, plus trebuie tăiat, defișat corciurile, spinii, cred că se vede foarte bine în imagine că îți plinde spini. Așa. Plus că trebuie să ai niște unelte speciale, pentru că nu poți să-l scoți cu orice. Și după cum am zis, rădăcina asta e record, de obicei cam cât încheietura de la mână sunt rădăcinile normale, dar asta o să fie ceva ca un fel de trofeu. Dacă reușim să o scoatem întreagă. Este foarte adâncă, nu știu, cred că deja are undeva la, are la 50 de centimetri. Aia. Numai ea. Nu știm încă cât e de adâncă și cât e de groasă în jos. Ce trebuie să știți când scoateți... Aici. Nu, nu, îi de jos un capăt. Când scoateți untul pământului, dați-o încoace. Vezi că am mai picat o bucată. Puțin. Deci, înăuntru, îi... Dați-o încoace. Nu știu cum să filmez, că am filmat de la distanță și nu o să se vadă așa bine. Ea e făcută din niște mucilagii. Cum să fac? E ca un fel de unt, de... Nu știu, am filmat, am setat pe videoclip ca să filmez de la distanță și nu prea mi arată exact cum arată în interior. Are un fel de
de gel, de e cleios. Nu știu dacă se vede. Așa. Ce vreau să știți, că dacă îl atingeți pe piele, după aia o să aveți usturimi, va arde. E chiar, nu pot să zic că e suportabil, e chiar insuportabil pentru că chiar arde. Eu sunt obișnuită, lucrez deja de 3 ani de zile, cel puțin, da, cu el și îl prepar cu mâna goală și corpul meu deja, pot să zic că îl suportă. În videoclipul urile anterioare v-am arătat tătăneasa cum să puneți la macerat rădăcină de tătăneasă. Eu untu pământului, îl prepar cu rădăcină de tătăneasă, arnică, tinctură de arnică și tinctură de ienupăr care sunt antiinflamatoare pentru dureri musculare și reumatism și deci pentru dureri, în special pentru dureri. Arnica, la fel, este toxică în interior, se folosește doar în exterior. Și combinația asta este foarte, foarte bună pentru dureri. Începe să miște, așa-i? Începe, dar e acolo să nu mă uite, mai, parcă mai e în jos. Cam așa e la scos de untul pământului, sapi în pământ. Până te saturi. Ca să scoți o rădăcină. Bine că asta este foarte groasă, dar merită. Așa, deja suntem foarte aproape să o scoatem. Se mișcă. O să mai seapă. Acum un pic mai pus, da. Vezi că s-a rupt acolo. Da, vreau de ce nu pot să așa. Nu. Nu, nu pot să... Da, cred că putem să scoatem, că deja o să fie colțurile în jos. Ia, să vedem, nu se rupe. Poate să rupe dacă vrei, da. Păi nu, că nu cred. Dacă... Mi-e frică de bătaie. Da, na. Ia să, ia lăsați să încerce să o tragă în sus. Ia încercați să o trage în sus. Numai să nu picați. Alea le scoatem cu mâna. Ia. Cam asta aici am găsit. Așa. Ea are o fel de maro, așa ca scoarța de la copac și în momentul când o atingi, e albă, după cum se vede. Așa. Și cam astea sunt finalurile. Mai este ceva în pământ, niște bucățele. Ei trebuie curățate de pământ, că în interior văd că are foarte mult pământ. Cam ăsta a fost videoclipul cu rădăcina de untul pământului. Sper că v-a plăcut recordul meu. Și puteți să mă mai urmăriți, o să filmez cam toate plantele medicinale care cel puțin știu că își fac efect și le cunosc și știu cum să lucrez cu ele. Vă mulțumesc încă o dată și pe data viitoare. Așa.